Am dormit pe rupte. Mișto arhitectura casei pentru că au camerele foarte înalte. O grămadă de țânțari. Ce viu, a? Viu din grădină. Se pare că stăm singuri în acest loc. Pentru 14 euro pe noapte, mega lux. Ce mașini colorate, nu? Don't recording because no? I don't know actually real story. I have it's okay, learned, it's okay. But I don't remember. Because of something he did in the past life, he got the karma because his skin, because of that his skin is blue. Încercăm să înțelegem ceva despre cultura din Sri Lanka și am întrebat de ce băiatul ăla de acolo e albastru. Că... Hi, I'm from Sri Lanka. I'm also a traveler. If you want any recommendation in Sri Lanka, you can contact me. Your name? Rangika. I'm Rangi. It's Rangi. Just a small YouTube channel. Așa că dacă veniți prin Sri Lanka, puteți să-i dați un mesaj și vă arată pe aici ceva. Noi ne-am înturat cu ea astăzi și azi că poate să ne arate câteva chestii din zona asta. Și ne-a spus despre tipul care este de altă culoare la față, albastru. A zis că este din cauza karmei, din cauza vieții anterioare pe care a avut-o, s-a albăstrit la față, a făcut ceva rău. Și noi care ne credeam că e un marțian. Trebuie să-ți las și încălțări la intrare. Noi azi de dimineață am intrat încălțați, fără să ne dăm seama că trebuie să te descalzi. Aflăm câte ceva. Manc. Manc. Călugărul Teo. Manc. Și călugărul... Sariut. Uf. Mugălan. Sariut. Mugălan. Doi călugări. Unul galben și unul albastru. Ea ne-a spus că poate să fie albastru, că au ales culoarea asta, dar normal ar fi negru. E bine să stai cu spatele la Buddha, dar ne-a spus și acum e posibil să pleci fără să te întorci. La fiecare pas suntem întâmpinați de câini, gardienii templelor. Și ne-a spus noua noastră prietena, pentru că noi am spus că și în România pe timpuri erau câini și guvernul a decis să-i eutanasieze, ne-a spus că și în trecut, în Sri Lanka, au făcut asta, dar după ce s-a întâmplat asta, a început un mare tsunami. Și s-au gândit că e karma. Și s-au gândit că e karma și s-au oprit să mai facă asta. Să mai eutanasieze câini. Aici avem un mare lion and... și câțiva elefanți. Căutăm o informație cu tsunami și am găsit fost în anul 2004. Today marks the 19th anniversary of the devastating Indian Ocean tsunami that slammed into Sri Lanka's coastline on the 26th of December. 26 decembrie 2004. Triggered by a massive earthquake off the coast of Sumatra, Indonesia, the tsunami unleashed waves reaching up to 30 meters, approximately 98 feet high. În Gale s-a întâmplat și au murit aproape 30.000 de oameni. Wow, ce dezastru! Și de atunci nu mai omoră câinii, că s-au gândit că poate fi karma. Intrăm oficial în templu. Aici. Cool. Wow. Beautiful. Let's see what they have painted. Maică-sa și... Nașterea lui Buddha. This is how he... You say like he's disappointed about these stuffs, like... Here, people are dancing and like enjoying and... He was like, no, I don't like these stuffs. I want to find something else in the life. Câteva fragmente din viața lui Buddha
De exemplu, aici el stătea și femeile dansau și s-a gândit că nu vrea să facă asta, vrea să facă altceva în viață. He was leaving behind them and he's going. În acel timp era căsătorit cu femeia asta care era nevastă sa și avea un copil. Aici când a devenit Marele Buddha, câteva ofrande aduse. Ofrandele. Apă, suc, ceruleți și plante. Plantele. Don't record it. I'm banned from being here. Zice că oamenii din India sunt puțin cam obraznici. Hai să vedem ce face călugărul. Îi bagă puțin asfoară. Potițe. And also working for mosquitoes, this protection, no? Este ca un cabaret templier, binecuvântare din Sri Lanka se leagă această sforicică de acest călugăr și asta înseamnă că te-a binecuvântat. Spicy? Yeah. I think it's spicy. Să vedem testul. Spicy? Super spicy, nu? Testăm jackfruit, ne-am spălat pe mâini și putem să-l testăm cu mâna. Să învățăm cum se mănâncă. So, Sri Lankan food, you need to eat like this. Okay. Aha, you take from... How it is? Yeah? Good? That's right. So, câte puțin din fiecare. Și mix. Runda a doua. Ou cu ceva. How is this called? Egg hopper. Eghofer. Eghofer. Sună puțin a olandeză, dar nu este, este mâncare din Sri Lanka. Cam 2,50 lei. 1 kg de banane. Okay.